1985, când plecați din România, vă întrebați dacă veți mai simți vreodată nevoia să scrieți versuri și că numai atunci veți scrie, când acest impuls va fi foarte puternic. În august 1998, România Literară vă publica o pagină de versuri anunțată încă de pe prima pagină. Se pare că faptul a trecut neobservat, nimeni nu a remarcat că, iată, Dorin Tudoran s-a reîntors la poezie. E vorba de un poem care se cheamă Pisicuț și are un moto pe care, cu permisiunea dumneavoastră, îl voi citi. Mie însumi că trebuie să stau și eu de vorbă cu cineva, nu? Ei bine, de data aceasta va trebui să stați de vorbă cu noi, pentru telespectatorii care vă cunosc, dar și pentru cei care vă cunosc mai puțin și care nu știu ce înseamnă numele Dorin Tudoran. Titlul emisiunii spune Un martor necurțător al prezentului. Sunteți de acord? Nu știu, m-am tot gândit, mai ales în ultimii ani, la imaginea aceasta care crește din ce în ce mai vârtos în legătură cu un personaj, Dorin Tudoran, mai necruțător decât alții din jurul său. Cred că este tot un efect al unei, hai să zicem, tragedii personale, și anume că în cazul meu, din cauza unor evenimente de viață, biografia mea la un moment dat a luat înaintea operei, în sensul că a început să fie singura parte cunoscută din ceea ce sunt eu, din motivele pe care le cunoaștem cu toți. Iar eu, din păcate, după 1989, nu am fost niciodată foarte interesat, n-am nici iscusința respectivă de a fi făcut un lucru poate normal, adică să mă fi interesat de scriitorul Dorin Tudoran, să fi încercat să-mi republic cărțile practic scoase din circuit public, și m-am gândit că dacă colegii și prietenii mei nu simt ei această nevoie, nu are rost să fiu eu cel care să încerc să deschid niște uși. Deci, faptul că pentru câțiva ani am scris niște rubrici în presa românească, în Vatra și în România Literară, în care nu m-am abținut să nu-mi dau cu părerea în legătură cu ce se întâmplă în România, a ajutat din nou la constituirea acestei imagini a unui Dorin Tudoran necurțător cu ce se întâmplă. Eu cred că sunt doar drept cu ce se întâmplă în jurul meu, în măsura în care înțeleg, în măsura în care fac efortul să înțeleg ce se întâmplă. Uneori, deși înțeleg, prefer să spun că nu înțeleg, fiindcă anumite lucruri devin atât de iraționale încât așa un soi de lașitate te împinge să spui, domnule, nu înțeleg ce se întâmplă. Tocmai fiindcă înțelegi foarte bine. Apoi faptul că eu am așa un statut de extrateritorialitate, în sensul că scriu în presa românească sau am scris, am lucrat în România după 89 câțiva ani, lucru pe care puțină lume îl știe. Nu am luat contactul decât cu câțiva prieteni foarte apropiați. Faptul că sunt la Chișinău din 1994 și stau în toată această zonă, România, Republica Moldova, m-a făcut să nu pot practica ce n-am practicat de fapt niciodată, indiferența, fiindcă dacă mie mi se reproșează ceva, cred că în ultima esență este faptul că nu pot fi indiferent. Ceea ce cred că este hasliu, fiindcă pe de-o parte sunt colegi și prieteni foarte apropiați, care în momentul în care eu am plecat din România în condițiile cunoscute și de care nu face plăcere să vorbesc,
Au fost cei din tâi în a mă sfătui să uit de România, să-mi văd de viața mea și să nu mai mă uit înapoi. În mod hazliu spun, unii dintre ei astăzi îmi reproșează când ne vedem că nu m-am întors în România, că nu mă întorc în România, că nu vreau să devin un om politic, că nu vreau să iau parte direct la lucrurile acestea care se întâmplă zi cu zi în România. Dar, pe de altă parte, sunt mirați că pot comenta la zi ce se întâmplă în România și nu înțeleg de ce, pe de o parte, dezinteresul meu de a mă implica în niște lucruri direct, iar, pe de altă parte, interesul de a le comenta. Răspunsul e foarte simplu aici. Eu nu sunt dintre acei oameni care, comentând niște lucruri, își fac iluzia că sunt mai buni decât cei pe care îi critică. Eu cred că una din problemele României astăzi este că mai tot omul care folosește computerul sau stiloul sau mașina de scris, comentând realitatea românească, economică, politică, socială, începe să trăiască și cu iluzia că ar fi mai potrivit în locul celui pe care îl beștelește de dimineață până seara. Eu nu scriu, de exemplu, despre dacă ceva cred că scârție într-un gest sau altul, într-o strategie sau alta, șefului statului sau primului ministru sau a unui ministru. Eu nu scriu cu gândul de a lăsa omul să înțeleagă că eu consider că m-aș pricepe mai bine decât oamenii respectivi. O fac cu gândul că știu câte ceva despre lumea asta, că am învățat ceva despre ea, că m-a interesat și că este obligația mea, fiind și cetățean român, să spun părerea. Vom continua discuția legată de apariția acestei cărți. E vorba de Cachistocrația, care a apărut aici la Chișinău, la editura ARC. La televiziunea română nu s-a vorbit până acum de această carte, în puținele emisiuni culturale pe care le avem. Știu că ați fost invitat la postul acasă de domnul Iosif Sava, în care s-a vorbit despre această carte, dar, după părerea mea, destul de puțin. Această carte ar merita nenumărate comentarii în presă și mai multe emisiuni de televiziune. Noi, deocamdată, nu avem decât aceste 30 de minute pentru prima emisiune dedicată lui Dorin Tudoran. În această carte, într-un interviu, nu mai țin minte, cu Vitalie Ciobanu, de aici, de la Chișinău, sau cu Leo Butnaru, spuneți că încă mai visați să aveți poate un ziar, o revistă sau poate chiar să conduceți un post de televiziune. De ce nu v-ați implicat în aceste lucruri în România, dacă nu ca om politic, nu? Ca om de schimbare a mentalității, care putea schimba mentalitățile. În primul rând, aș vrea să spun că această carte este mult mai norocoasă decât merită și decât credeți dumneavoastră. Eu sunt absolut mirat, aș putea spune chiar și tușat de faptul că au apărut foarte multe cronici despre această carte, extrem de pozitive. Sincer să fiu, nu mă așteptam la o astfel de reacție. În ceea ce privește televiziunea română, iar reacția instituției mi se pare normală, n-a fost niciodată în grațiile televiziunii naționale române. Ba, la un moment dat, prin 89, prin 90, de fapt, când m-am întors prima dată, după decembrie 89, s-a aflat că am avut o întâlnire cu președintele Ion Iliescu. Ba, mai mult, s-au aflat niște lucruri care niciodată nu au avut loc. Niciodată domnul Ion Iliescu nu mi-a propus ceva și niciodată Dorin Tudoran nu a refuzat pentru că ceea ce i s-ar fi propus era prea mic.
Această discuție n-a avut loc niciodată între mine și domnul Iliescu, nici măcar când ne-am întâlnit ultima oară acum 2 ani. Printre alte lucruri, se zvonea că lui Dorin Tudoran i s-a propus să preia televiziunea română. Nu mi s-a propus niciodată și n-aveam cum să refuz un lucru care nu mi s-a propus. Am simțit nevoie să fac această introducere spre a liniști pe toată lumea că nu candidez și nu visez să fiu numit nimic. Evident că visez încă, scriitor și gazetar fiind, cred că asta este vocația mea, chiar dacă sunt mulțumit cu ce fac acum și cred că este mult mai important ce fac decât cred alții că fac ei, sigur că sufletul mă trage deseori înapoi spre ceea ce ar fi trebuit să rămân până la sfârșitul vieții. Dar așa cum îi spuneam și lui Vitalie Ciobanu, nu cred că aș mai avea putere acum, spre bătrânețe, să mă apuc să alerg după fonduri să pun pe picioare un trust de presă. Una este să visezi ce ai vrea să faci în anii care îi mai ai în față și una este ce poți să faci. Deci nu cred că am această șansă. Cineva m-a întrebat chiar în mod direct, discutând despre, scuzați-mi termenul, această bulibășală, ca să nu spun altfel, care s-a iscat în jurul numirii noului președinte, director general al televiziunii, de ce nu m-am implicat și eu? Și am întrebat în ce sens. Și de ce nu ți-a trecut prin cap să vorbești și tu cu cineva, să spui, domne, ce-ar fi să mă puneți pe mine? Este iarăși o reacție care mi se pare deplasată. Nu cred că lucrurile așa trebuie să se facă. Eu, de pildă, aș putea spune, în glumă sau în serios, că lucrurile cu care mă ocup eu acum, de 6-7 ani, că eu sunt un diplomat fără privilegiile diplomatice. Activitatea pe care o fac eu, cam asta este. Dar asta nu înseamnă că într-o zi, nemulțumit de felul cum reprezintă interesele României într-o țară sau alta un ambasador, să mă apuc să-l sun pe Andrei Pleșu și să-i spui, Andrei, ce-ar fi să mă pui pe mine ambasador acolo, că sunt mai priceput? Cred în sinea mea că aș fi un foarte bun diplomat. Dar asta este ce cred eu. Dar ce-ar fi să vă sune Andrei Pleșu, să vă spună, Dorin Tudoran, eu am nevoie de tine ca să fii ambasador, nu știu unde? Andrei Pleșu este un om extraordinar cu o surprinzător de, pentru unii, nu pentru mine, de bună cunoaștere a domeniului în care s-a implicat, cum zice el, temporar. Știe foarte bine că problemele diplomației românești ca instituție, aș fi spus-o de altfel, fără să dea nume, nu se pot rezolva cu numirea unei persoane sau, hai să spunem, personalități într-un loc sau altul. Și problema diplomației românești este de reconstituirea instituției în sine. Mi se pare că și spunea, domnule, îl pot convinge, poate, în ultima instanță, pe domnul Gabriel Liceanu să plece ambasador undeva. Dar nu cred că pe urmă îl voi putea convinge, după ce termină mandatul de ambasador într-o țară, să lucreze în centrală la Ministerul de Externe câțiva ani până pleacă încă o dată ambasador. Sigur însă că întrebarea dumneavoastră are o anume legitimitate. Eu puteți spune chiar lui Andrei Pleșu. Dar, iarăși, eu nu pot să spun că aș refuza ceva ce nu mi-a fost oferit. Dar este o discuție de principiu. Dorin Tudoran, un om care n-a ezitat să-și spună gândul până la capăt, riscându-și viața lui și a celor dragi. Câți dintre noi au îndrăznit măcar să-și închipuie că ar fi posibil să-i te adresezi lui Ceaușescu cu opțiunea ta legitimă, aceea de a părăsi o dictatură? De aceea îl și înțeleg pe Dorin Tudoran când le adresează foștilor viteji de serviciu cuvinte grele, dar prea bine meritate, când nu se dă înlături de a-și sacrifica mai vechi prieteni numai și numai de dragul adevărului. Am citat dintr-o recenzie semnată recent de Costache Olăreanu.
Dacă la această discuție ați fi știut că participă și Nicolae Breban, ați fi acceptat să veniți la emisiunea noastră? Nu am fel de problemă să particip niciodată oriunde la o discuție în care să fie și Nicolae Breban. Mai rămâne să accepte și Nicolae Breban. Nu va accepta. Știu că este foarte supărat. Știu că în momentul în care domnul Iosif Sava, Dumnezeu să-l ierte, m-a invitat să fac acea emisiune la Palatul Cotroceni despre această carte, mi-a spus că am dreptul să-mi aleg un invitat. Și cum ne aflam la târgu de carte și la vreo 20 de metri de mine se afla Nicolae Breban, i-am spus, domnul Sava, foarte bine, puteți să invitați pe oricine. Și mi-a spus, chiar pe oricine? Și a spus, da, n-am... Dar dacă e o persoană care nu vă este convenabilă? Și am spus, nu există pentru mine persoane care să nu pot să stau de vorbă. Și am spus ca de exemplu, rugați-l pe Nicolae Breban să vină și aș fi foarte încântat. Mi-a spus peste două zile, am vorbit cu domnul Breban, dar a refuzat foarte supărat. Deci, din punctul meu de vedere, n-aș putea spune, dar asta ar trebui dumneavoastră să discutați într-o emisiune cu Nicolae Breban. N-aș putea spune că Nicolae Breban a scris și a afirmat lucruri mai blânzi despre mine decât am afirmat eu despre el. Dar, încă o dată, stilul meu fiind ceva mai abrupt, afirmațiile mele par mai necruțătoare decât ale altora. Și mai mult decât atât, există oameni care vă consideră irascibili, care nu înțeleg ce vreți să spuneți dumneavoastră atunci când vorbiți de diferența între a fi și a părea și riscați ca și Paul Goma să rămâneți singur. De altfel, un text publicat în această carte se cheamă mai mult ca perfectul singurătății și, deși comit un act care nu se face, îndrăznesc să pătrund în textul poetic și să-l fac prozaic la un moment dat. Spuneți așa. Fii și tu puțin postmodernist. Hai, fii și tu un pic nouzecist, fii 2000-ist dacă asta vrei, dacă așa se poartă. Ține-o așa până intri în maraton sau în academie, vorbește cu Eugen, te va înțelege. Și tu îl înțelegi. Vorbește cu Gusti, vorbește și cu Nichi. Vorbesc tot timpul, foarte bine. Dialoghează și el dialoghează. Nu-l înțeleg nici el. Fiți rezonabili și ei sunt. Nu fi trist că ei rămân, chiar dacă nu sunt rezonabili. Nu știu cât sunt de rezonabili toți cei pe care îi evocați aici, dar eu cred că totuși dialogul nu se produce decât așa, prin intermediar. Și din toate aceste nume, probabil doar cu Nichi mai dialogați, e vorba de Nichi Manolescu. Nu știu dacă e vorba de el, dar să spunem că el este. Am făcut disocierea necesară. Cred că rolul dumneavoastră și a unei emisiuni ca dumneavoastră este foarte important și, într-adevăr, puteți juca rolul unui broker, cum se spune, rolul unui intermediar și în încercarea de a descoperi ce a fost adevărat în viețile și întâmplările noastre, unor persoane cu oarecare suprafață publică, puteți juca, repet, un rol foarte important. Dacă puteți aduce fie în emisiuni diferite, dar mai ales într-o emisiune câțiva oameni care să discute despre lucruri altfel dureroase, ca să spun așa. Pe de altă parte, cred că nu este exact imaginea pe care o aveți chiar din cititul acelui fragment din poemul din România literară, și anume. Toate persoanele care sunt numite acolo, indiferent că eu după 1990 am avut alte idei și am îmbrățișat alte poziții decât ele, eu sunt în relații absolut cordiale. Și cu acel Eugen de acolo, și cu acel Gusti de acolo, și cu acel Nichi de acolo. Care apar de altfel și în acest volum în nenumărate... De câte ori vin în București, am încercat să mă întâlnesc cu cât mai multe nume, chiar și cu oameni cu care nu am același punct de vedere. Eu nu m-am certat niciodată și nu am rupt niciodată o legătură cu cineva pe motive politice. Eu pot avea niște opțiuni politice, iar prietenul meu din poem, Eugen, să aibă alte opțiuni politice. Alți prieteni chiar îmi reproșează că nu am rupt relațiile cu el, depinde
cineva îmi reproșează într-un text, mă face cu ou și oțet că continui să fiu prieten cu acest Eugen care a făcut asta. Eu nu mă pot certa cu un om și nu mă pot despărți de un om fiindcă are alte idei politice ca mine. Asta în afara cazurile în care vorbim de extremiști. N-aș putea fi niciodată un prieten cu cineva care spune că ar fi foarte bine în România din nou să agățăm minoritari în cârlige la abator sau lucruri de genul ăsta. Repet, când m-am despărțit de niște oameni, m-am despărțit din cauza unor opțiuni care mie mi s-au părut cu caracter moral. Puțină lume înțelege cum doi oameni care au fost, așa erau, prizați ca doi frați, Mihai Botez, regretatul Mihai Botez și eu, la un moment dat nu au mai fost așa de apropiați. Am auzit iarăși fabulații de genul acesta politic și n-a existat nimic politic ca motiv în momentul când prietenia între Mihai Botez și mine a început să se răcească. Din punctul meu de vedere a fost și în acest caz doar constatarea că operăm cu niște seturi de valori morale destul de diferite pentru momentul respectiv. Mie mi se părea și cred în continuare cu ajustările de rigoare după atâta timp că sunt situații atât de importante cât setul de valori morale cu care operăm nu trebuie să fie chiar atât de diferit. Deci am dialog cu toți acești oameni, chiar dacă înțeleg că dialogurile noastre sunt, din păcate, fără finalitate. Nici Eugen, nici acel Gusti, nici acel Nichi, cine sunt ei, nu mă pot determina pe mine să-mi schimb fundamental niște opțiuni. Nici eu nu-i pot determina pe ei să renunțe la niște lucruri care cred că sunt de urmat și le urmează. Important este dacă noi, în acest dialog, putem rămâne împreună și cred că rămânem împreună, cel puțin eu, am fost totdeauna alături de ei în lucrurile fundamentale, nuanțele interesându-mă din ce în ce mai puțin. Eu nu pot uita și nu pot să mă simt bine cu această tragedie că un nucleu de oameni care înainte de 1990 au fost împreună, apărând cu niște riscuri mari, chiar dacă nu toată lumea a sărit un prag cum l-am sărit eu, dar și pentru ceilalți care au rămas de partea cealaltă pragului au fost riscuri foarte mari. S-au expus la niște neplăceri dintre cele mai nesuferite. Au putut să se rupă așa de tare după 1990. Nu spun că nu-i natural. Există această explicație, de ea a fost capabilă până și cineva ca domnul Silviu Brucan. Deci ce ne ținea pe noi, un grup sau altul împreună înainte de 1990 și 1989, era foarte simplu, nu? Era reacția împotriva unei monstruozități. În momentul în care reprezentanții monstruozității respective dispar, sunt scoți de scenă, lumea începe să devină din convergentă, începe să devină foarte divergentă. Toată lumea are o altă părere despre tot și este foarte adevărat că 23 sau aproape 24 de milioane de români înseamnă cam tot atâtea milioane de partide politice. Până aici totul este natural. Dar ca lucrurile între oameni care în perioade de restriște au apărat, au încercat să apere niște valori, să devină atât de acute după 1990, rupturile între ei să fie atât de profunde, eu cred că asta este o tragedie fundamentală pentru o țară ca România. Și nu mă refer doar la grupul acesta pe care îl cunosc, mai sunt și alte grupuri, alte comunități umane care s-a întâmplat la fel. Ingineri, arhitecți, sportivi, muzicieni. Ne-a unit ceva, iar acum ce ar putea să ne unească? Noi vedem foarte bine ce nu mai vrem să fie, dar nu vedem foarte bine ce am dori să fie. La lucrurile astea, căile pe care le vedem fiecare sunt cu totul și cu totul deosebite.
Repet însă, asta n-ar trebui să se ducă la o formă de violență sau de alta, de altă natură între oameni. Eu nu pot nici acum să cred că am prieteni care nu mai vorbesc între ei, trăind în România. Practic aparținând aceluiași tip de gândire, cred eu. Unii dintre ei chiar încearcă să mă convingă că nu mai aparțin. Poate fi și asta adevărat. Eu cred însă că în general e o tragedie. Evocați lungi convorbiri avute cu Augustin Buzura în perioada înființării Fundației Culturale Române. Augustin Buzura totuși a dovedit că poate să facă ceva cu acea fundație pentru binele României și iată că, în urmă cu numai 2 săptămâni, nu știu dacă sunteți la curent, este atacat foarte virulent, foarte puternic și urât în Luceafărul, într-o convorbire între Ion Buduca și CPNA. Da, ce părere aveți? Vă întreb asta pentru că, repet, există o criză de valori morale în România și eu cred că punctul de vedere al lui Dorin Tudoran contează. Eu nu cred că contează, dar întrucât... Bine, contează pentru mine. Am stabilit să avem această discuție, sunt obligat moral să vă răspund. În momentul în care s-au strâns aceste texte, că nici măcar nu am meritul să le fi strâns eu pentru carte, doar m-am uitat peste ele să văd care din ele au fost strânse, am avut și în legătură cu acel serial din România Literară în care discutam ce se întâmplă la începutul acelei instituții, Fundația Culturală Rom. Am avut fiindcă așa cum arată și textele, eu am fost foarte tranșant, dar în același timp foarte deschis în discuțiile mele cu Augustin Buzura, un prieten foarte apropiat și foarte vechi, spunându-i care sunt nedumeririle mele și care sunt temerile mele. Gusti vorbește mai puțin și bine face, dar pot să spun aici că de pildă ne-am întâlnit în 1990, am fost împreună amândoi, eu venind de la Washington, el de la București, am fost la Leningrad la o conferință. Era chiar înaintea unor alegeri, dacă nu merg. Și știu că ne uitam, căutam un televizor în care să găsim știri în legătură cu rezultatul alegerilor în România. Aveam păreri deosebite, dar iarăși, eram prieteni, suntem prieteni. Eu cred că unele din pericole pe care eu atunci le semnalam au fost reale. Unele dintre ele au produs niște întâmplări care au putut să pună pe gânduri și pe Țepeneac, și pe Goma, și pe Ionescu, și pe Popescu. Sunt însă absolut de acord cu ce spuneți dumneavoastră, că una peste alta, Augustin Buzura a reușit să țină împreună această fundație. Că dacă cineva ar vrea acum să facă un bilanț onest în legătură cu ce a făcut bun această fundație și ce a făcut nu tocmai bine sau genul de oameni pe care a promovat fiind... Eu însumi continui să am foarte mari îndoieli, ca să nu spun altfel, în legătură cu așa zise valori ca Fischer Galați sau nu știu cine pe care această fundație i-a promovat, din foarte multe motive. Cred însă că, și dacă cred pe de o parte că ca orice om și ca orice instituție, fiindcă, în primul rând, Buzura este el însuși o instituție și mai și reprezintă o instituție, dar ca orice instituție veche sau prezentă, și Augustin Buzura și fundația pe care o conduce pot și trebuie să fie supuși discuții și analize. Dar cu argumente raționale.
În momentul în care ne întrebăm doar cât mai vrea să stea băsura acolo, oricine dintre noi ar face genul ăsta de afirmație, cred că greșește. Buzura a mai fost la schimbarea puterii, ca să spun așa, când a venit administrația condusă de domnul Constantinescu. A mai fost sub această presiune, vă aduceți aminte? Sau nu știu cât știți, eu știu foarte bine. Au existat niște culise foarte adânci unde se încerca scoaterea lui Augustin Buzura de acolo pe motivul că fusese omul lui Ion Iliescu. Eu știu că în momentul ăla, tocmai eu care avusesem foarte multe îndoieli și criticase multe din lucrurile făcute sub auspiciile fundației, l-am apărat chiar public, fiindcă credeam că punctul de la care se pornește discuția este fals. Din nou se politiza o problemă care trebuia să rămână doar ceea ce este. Nu vreau să-mi dau cu părerea, dar să spunem că cei care spuneau că Augustin Buzura trebuie schimbat fiindcă a fost iliescian, aveau dreptate în sensul că Augustin Buzura ar fi fost, cum se spune, omul lui Ion Iliescu. Problema era că cei care îl acuzau de lucrul acesta pe Augustin Buzura erau evident încă de atunci, ca să nu mai... Oamenii lui. lui Emil Constantinescu. Și pentru mine problema în asemenea situație este ce facem? Dăm mere pe pere? Sau suntem totuși niște oameni serioși și cu dovezile pe masă vedem dacă Augustin Buzura sau Ionescu sau Popescu, care a condus acea instituție, a făcut ce trebuie să facă pentru acea instituție și în ce măsură merită să mai rămână acolo.